O să vă rog să deschideți Scriptura în Vechiul Testament, la Cartea Judecători, capitolul 11. Și acum știți de ceva timp, ne uităm în Scriptură la judecători. Și în această seară vom vorbi despre judecătorul care s-a numit Iefta. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Iefta Galaditul era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta. Nevasta lui Galaad i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și au zis: Tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătăi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. După ceva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Ei au zis lui Iefta: Vino de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: Nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: Ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: Dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi oare căpetenia voastră? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: Domnul să ne aude și să judece dacă nu vom face ce spui. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului, poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Haideți să mergem în versetul 29. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galaadul și Manase, a trecut la Mițpe în Galaad și din Mițpe din Galaad a pornit împotriva fiilor lui Amon. Și mare atenție! Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: Dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot, adică ca jertfă. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până înspre Menit, loc care cuprindea 20 de cetăți. Și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiică sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil. N-avea fii și nici altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce. Ea i-a zis: Tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrășmașii tăi. Și ea a zis tatălui său: Atât îngăduiem, lasă-mă liberă 2 luni ca să mă duc să mă pogor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. El a răspuns: Du-te, și a lăsat-o slobodă 2 luni. Ea s-a dus la tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul că în toți anii fetele lui Israel se duc să prăznească pe fiica lui Iefta Galaditul 4 zile pe an. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați loc. Eu iubesc foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și îmi plac așa mult special predicile sau subiectele din Scriptură care tratează pasaje și care, așa, nu știu, în momentul în care sunt predicate, aduc o nouă lumină asupra cuvântului lui Dumnezeu, îl fac să fie viu în inima oamenilor și aduc așa lumină, te face să înțelegi foarte bine. Și mi-aș dori ca în seara asta Dumnezeu să facă asta, în sensul în care să înțelegem acest pasaj și ceea ce Dumnezeu ne comunică nouă astăzi în acest pasaj.
Un prim lucru pe care vreau să îl împărtășesc dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu și v-am pregătit și un PowerPoint, este, de fapt, tema centrală a cărții Judecători și anume faptul că Dumnezeu folosește oameni pe care cei din jur nu dau doi bani. Dumnezeu folosește oameni și cheamă oamenii în lucrarea Lui și cheamă oamenii în poporul Lui pe care toți ceilalți de lângă ei nu dau doi bani. Vă rog să observați că încă de la începutul pasajului, Biblia spune originea lui Iefta, originea acestui bărbat. Zice Biblia, el era fiul unei curve, unei prostituate, dacă vrem să folosim un termen mai contemporan. Prin faptul că era un fiu nelegitim, înseamnă că fusese stigmatizat de oamenii din jurul lui. N-a văzut niciodată statutul pe care îl aveau frații lui. Vă rog să observați că spune Scriptura că odată ce frații lui au crescut mai mari, l-au izgonit și au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Deci a fost respins și de către frații lui, apoi spune Scriptura că a fost respins chiar și de către bătrânii din Galad, oamenii cu autoritate din Galad. Vă rog să observați că atunci când el vorbește cu ei, le spune, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Iată că un om, Iefta era un om nu foarte prețuit de cei din casa lui, nu foarte prețuit de cei din poporul lui, un om disprețuit, un om alungat, un om pe care toți ceilalți de lângă el n-au dat doi bani. Și totuși Scriptura în acest pasaj ne vorbește că Dumnezeu îl folosește pe Iefta ca să dea o mare biruință în Israel. Ce minunat lucru să știi că Dumnezeu nu privește așa cum privește omul. Ce minunat lucru să știi că Dumnezeu nu cântărește așa cum cântărește omul. Ce minunat lucru să știi, așa cum spune Scriptura, că omul se uită la ce izbește privirea, dar Domnul se uită la inimă. Și asta este prima lecție pe care o regăsim în acest pasaj, și anume faptul că Dumnezeu folosește oameni pe care ceilalți nu dau doi bani. Știți că la un moment dat vorbește Pavel cu corintenii și le spune în felul următor, între voi nu sunt mulți oameni așa deosebiți și înaintași în felul lumii. Voi nu aveți lucruri așa strălucitoare, dar pe voi Dumnezeu v-a ales ca să se descopere și să vă arate frumusețea și gloria Lui. Dacă stau bine să mă gândesc, nici noi nu suntem mai special ca și corintenii, că nu avem așa între noi președinți de stat, nu avem între noi, nu știu, președinți de companii multinaționale, să facă Dumnezeu să ridice dacă El crede că e necesar. Dar nu suntem așa deosebiți în felul lumii. Dumnezeu nu ne-a ales să ne folosească în lucrarea Lui și nu ne-a ales ca și copii ai Lui pentru că a găsit ceva special în noi. Dumnezeu s-a uitat cu dragoste la fiecare dintre noi și ne-a pus deoparte pentru El și mulțumim și dăm slavă pentru lucrul acesta. Toți oamenii din Israel când se uitau la Iefta nu găseau ceva bun în el. Nu l-au văzut vreodată că omul acesta are potențialul de a conduce un întreg popor. De aceea l-au și alungat. Însă iată că Dumnezeu l-a considerat pe omul acesta destoinic și vrednic, l-a împuternicit, l-a învrednicit să conducă poporul lui Dumnezeu într-o luptă militară și i-a dat o mare biruință. Ori de câte ori vă întâlniți cu oameni care sunt așa stigmatizați, oameni care sunt marginalizați, oameni care nu sunt priviți așa cu un ochi bun, să știți că omul acela sau oamenii aceia pot fi niște oameni de care Dumnezeu să se folosească și pe care Dumnezeu să-i cheme și în lucrarea lui și în poporul lui. Și să spuneți lucrul acesta oamenilor cu care vă întâlniți. Vă rog să observați că ascensiunea lui Iefta este de fapt o ascensiune care se întâmplă și în poporul lui Dumnezeu astăzi. Sau de fapt este un tipar. Vedeți, există cel puțin trei lucruri valabile și astăzi, dar valabile și în vremea de atunci, care confirmă un slujitor pentru o slujire publică. El aici devine judecător, izbăvitor, o slujire publică. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedem noi în viața unui slujitor, dacă ar fi să, nu știu, să ordinăm un prezbiter în biserică, să ordinăm un diacon, să ordinăm un păstor în biserică, trebuie să fim atenți la trei lucruri pe care iată că și în dreptul lui Iefta le întâlnim. În primul rând, trebuie să vedem dacă există o chemare a Domnului sau o confirmare a Domnului în dreptul acelui om.
Și iată că Biblia spune în versetul 29 că Duhul Domnului a venit peste Iefta. Confirmarea publică în Israel că Iefta este alesul lui Dumnezeu a fost dată în momentul în care Dumnezeu a lăsat Duhul lui cel Sfânt peste Iefta. În Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste om, nu rămânea permanent în acel om și venea ca să-l împuternicească pentru a face o slujbă. În Noul Testament, slăvit să fie Domnul, Duhul lui Dumnezeu locuiește permanent în noi și lucrează sfințirea în noi, lucrează un caracter asemănător cu al Domnului Iisus Hristos. Și mulțumim că face asta și noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului. Deci trebuie întotdeauna când alegi un slujitor să vezi că el e chemat de Dumnezeu pentru lucrarea respectivă. Și în pasajul acesta se vede clar că Iefta fusese chemat. Dumnezeu a dat o dovadă publică prin faptul că a pus Duhul lui cel Sfânt peste Iefta. În al doilea rând, când alegi un slujitor sau când pui un om într-o poziție de conducere, trebuie să se evidențieze capacitatea acelui om sau darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și din nou Biblia spune că Iefta era un om care într-adevăr fusese binecuvântat de Dumnezeu cu darul acesta. Vă rog să observați cum începe pasajul. Iefta Galaditul era un om viteaz. Acum, întrebare pentru noastră, pentru un conducător militar, ce calitate credeți noastră că ar trebui să aibă? Păi exact asta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Să fie viteaz, să fie curajos, să știe strategia. Avem și confirmarea pe care noi ca și oameni o vedem că el a primit darul, darul lui se vede, dar mai există și a treia, și anume confirmarea făcută de către popor. În momentul în care Dumnezeu ridică din mijlocul nostru sau în orice altă biserică un slujitor, biserica Domnului trebuie să confirme acea chemare. Este evidentă. Și iată că și în dreptul lui Iefta această chemare a fost recunoscută de către popor, pentru că ei au spus în felul următor. Zice Biblia, vino de fică pe tenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Au recunoscut faptul că omul ăsta era cel mai potrivit ca să conducă poporul lui Dumnezeu în luptă. Probabil că Iefta își crease așa o reputație de om viteaz. Probabil că el realizase împreună cu acești oameni despre care vorbește Scriptura aici, el realizase câteva incursiuni împotriva ocupații locale, poate cananiți, poate amoniți, poate amoriți și avusese biruință în aceste lupte și își crease un nume în zona aceea, un om viteaz. Prima încurajare pe care o extragem noi din pasajul acesta este că Domnul alege să îi folosească pe cei mai nesemnificativi oameni. Și să spuneți asta cu oricare persoană vă întâlniți. Al doilea lucru, și aici vreau să privim un pic la Iefta, al doilea lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta, pentru că Scriptura vrea să ne vorbească practic. Ori de câte ori o citim, Scriptura are aplicații practice pentru viața noastră. Și al doilea lucru pe care eu îl văd în pasajul acesta, admirabil la Iefta, este că el reușește să treacă peste nedreptatea făcută față de el în trecut. Deci haideți să mergem. Iefta un pic crescuse, probabil că tatălui murise. Prin faptul că tatălui l-a luat în casă, deși era un copil nelegitim, înseamnă că tatălui l-a recunoscut. Dar el n-a avut binecuvântarea să o aibă și pe maică sa cu el. Profesia mamei lui era aceea de prostituată, nu o meserie foarte onorabilă. Și la un moment dat a crescut Iefta și Scriptura spune că frații lui s-au dus la el și i-au zis, pleacă de aici! Tu vrei moștenire? Noi nu o să-ți dăm nicio moștenire. Probabil că el s-a dus apoi la bătrânii cetății. Bătrânii cetății în vremea de atunci aveau și un rol de judecători, de a face dreptate. Și se pare din ce spune Iefta că bătrânii cetății i-au favorizat pe frații lui. Și chiar bătrânii cetății l-au împins pe Iefta să plece. Știți ce am rămas eu surprins să văd? Că în momentul în care vine războiul peste Galaad și galadiții îl cheamă pe Iefta, Iefta reușește să treacă peste nedreptatea aceasta pe care i-au făcut-o în trecut și merge totuși să fie căpetenia lor și să-i conducă. În mod normal știți cum aș fi așteptat să le răspundă Iefta? Să le răspundă în felul următor, e greu, vine războiul, bine vă face Dumnezeu, că așa meritați. Păi nu mi-ați făcut voi mie rău, nu v-ați bătut voi joc de mine, nu m-ați izgonit voi pe mine de aici, Dumnezeu vă întoarce tot răul pe care mi l-ați făcut voi mie, îl întoarce împotriva voastră. Interesant este că omul acesta,
Găsește puterea și găsește resursele în el însuși să treacă peste nedreptatea făcută în trecut de către frații lui și de către bătrâni. Știți ce face el? În loc să se ducă și să-i execute sau mai știu eu ce lucru, el alege de fapt acum să-i protejeze prin faptul că devine căpetenie și duce un război pentru apărarea Galaadului. Ce lucru minunat în viața lui Ieft. Frații mei, surorile mele, am o întrebare și vreau să-mi răspundeți așa cu un dat în cap. Ați fost nedreptățiți vreodată? Da? Poate chiar de cei din biserica aceasta? Nu, slavă Domnului, să nu fie. Dar am fost nedreptățiți. Câteodată am fost nedreptățiți de frați, alteori am fost nedreptățiți de către alți oameni, la locul de muncă, poate, la școală, la facultate, în familie. Am fost nedreptățiți. Și am observat că de multe ori, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, nu mai avem puterea să trecem peste nedreptățile care ni s-au făcut. Și ne supărăm și ne mâniem și stăm acolo ancorați în el. Viața lui Iefta ne demonstrează că putem să trecem peste. Acum eu nu știu dacă împotriva noastră s-a greșit la nivelul la care s-a greșit în dreptul lui Iefta. Dar dacă noi stăm lângă Dumnezeu și avem Duhul lui Dumnezeu în noi, putem trece peste orice nedreptate pe care alții au făcut-o împotriva noastră. Și asta cred că ne spune viața lui Iefta. Nu rămâne supărat pe cei care ți-au greșit. Nu te raporta la ei cu supărare. Nu le zice, bine vă face Domnul. Nu te bucura de necazul lor. Și treci peste orice nedreptate și Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă el ar fi rămas supărat pe ei, n-ar mai fi ajuns niciodată căpetenii. Dar vedeți că pe cel care reușește să treacă peste nedreptăți, pe cel care reușește să treacă peste supărări, pe cel care reușește să treacă peste conflicte, Dumnezeu îl înalță, slăvit să fie numele Lui. Și asta a făcut cu Iefta, pentru că a reușit să treacă peste toate aceste probleme din trecutul lui, le-a îngropat, le-a lăsat în spate. Dumnezeu l-a făcut să fie căpetenie. Domnul să ne ajute și pe noi să învățăm că și noi trebuie să trecem peste orice nedreptate pe care ne-a produs-o cineva. Dar, și aici vreau să fiu din nou specific, să știți că spunea Reinhardt, un mare teolog care era ortodox totuși, spunea că Dumnezeu nicăieri în Scriptură nu ne-a cerut să fim proști. Dumnezeu ne-a cerut să fim buni, dar Dumnezeu nu ne-a cerut să fim proști. Și dacă găsesc un personaj în Scriptură care a înțeles bine acest principiu, ăla cred că este Iefta. Știți de ce? Pentru că deși Iefta trece peste nedreptatea comisă în trecut față de el, de data aceasta și-a măsuri de precauție. Ca nu cumva oamenii să-și mai bată încă o dată joc de el. Și vreau să priviți în text. Se duc bătrânii Galaadului și zic, Iefta, vino și fii căpetenia noastră. Știți ce răspunde Iefta? Și vreau să proiectați. Zice așa, dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Adică ei voiau să-i dăruiască puteri dictatoriale doar pe perioada războiului. Ei voiau să vadă că fiii lui Amon sunt dați înapoi și ei au din nou liniște și pace. Și după ce s-ar fi încheiat războiul, ce ar fi făcut oamenii ăștia cu Iefta? Acum pleacă din nou. Ne-ai făcut plăcerea, ne-ai făcut bucuria de a fi din nou liberi, putem sta liniștiți că nu mai avem război, hai, valea! Și vreau să observați că Iefta gândește și zice, nu, 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 dacă eu vin să lupt pentru voi, voi fi eu oare căpetenia voastră? Vă asumați nu numai un angajament pe termen scurt în perioada războiului, ci vă asumați un angajament pe termen lung? De fapt, omul acesta gândește foarte bine aici, gândește foarte logic. Se frisese odată cu ei și nu vrea să le mai dea ocazia să-și bată joc încă o dată de el. Ce face el? Trei lucruri. Cere să le fie conducător și după război, încheie un acord verbal cu ei, iar apoi aduce acest acord verbal înaintea Domnului, versetul 11. Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului și a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise.
Iefta și-a măsuri de precauție pentru a se asigura că bătrânii Galaadului nu vor mai avea șansa să-l nedreptățească încă o dată. Aplicația pentru noi. 1. Caută să treci peste toate nedreptățile pe care oamenii le-au făcut, dar 2. Nu le mai dau ocazia să-ți facă asta încă o dată. Nu le mai dau ocazie. Fii înțelept, învață din experiențele dureroase ale trecutului ca să știi cum să le gestionezi pe cele care vor veni în viitor. Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune. Al treilea lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta, practic pentru viața noastră, este că acela care restaurează viața unui om și care îi redă privilegiile este Domnul. Am citit pasajul acesta și mi-am pus întrebarea, oare de ce din mânie, din furie, din supărare nu s-a întors Iefta să-i măcelerească pe cei din Galaad? Biblia spune că un mare număr de oameni, vă rog să observați în versetul 3, niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. Terminul ăsta de plimbări nu prea ne arată nouă în limba română exact cam ce zice în limba ebraică. Plimbări înseamnă incursiuni, deci ataca oameni. Era un fel de bandiți, ca să-i zic așa. Da? El putea să zică, mă, vreau să mă răzbun pentru nedreptatea pe care ăștia mi-au făcut-o. M-au deposedat de moștenire, mi-au distrus copilăria, m-au stigmatizat, m-au marginalizat, mă duc și le-o întorc înapoi. Însă Biblia nu spune că el a făcut asta, deși stătea în puterea lui să o facă. Doar un cuvânt să fi zis la oamenii ăia care umblau cu ei, hai să-i mergem să-i măcelărim pe cei din Galaad și tot s-ar fi dus acolo. Interesant este că el a lăsat oarecum lucrarea aceasta în mâna lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu este acela care îl ia pe acest om alungat de oameni și îl pune să fie căpetenie peste un întreg popor. Ce au făcut? Vreau să priviți că e un contrast izbitor între ceea ce fac oamenii și ceea ce face Dumnezeu. Ce au făcut oamenii cu Iefta? L-au disprețuit, i-au spus că nu-i bun de nimic și l-au alungat. Noi nu avem nevoie de tine, nu? Practic asta înseamnă să te alunge. Ce a făcut Domnul cu Iefta? I-a smerit pe acei bătrâni și chiar i-a umilit, pentru că ei care l-au alungat pe Iefta trebuie să se smerească și să se coboare până în măsura în care să se ducă la el și să-i spună, vino și ajută-ne că ne omoară amuniții. Fără tine suntem pierduți, n-avem cine să ne conducă. Ce frumos întoarce Dumnezeu lucrurile atunci când îl lași pe el să-ți facă dreptate și nu-ți faci tu dreptate cu mâna ta. Și cum știe Dumnezeu să-ți redea privilegiile pe care oamenii ți le-au furat? Ce a făcut Domnul? I-a făcut pe acești bătrâni să-l dorească înapoi pe Iefta, au ajuns la concluzia că e singurul îndeajuns de viteaz și priceput pentru a-i conduce și au ajuns să-l recunoască ca lider. Frații mei, surorile mele, în spatele tuturor acestor lucruri nu a stat hazardul sau întâmplare. Și în spatele tuturor acestor lucruri a stat un Dumnezeu suveran care a orchestrat totul în favoarea lui Iefta. Și sfatul meu pentru mine și pentru dumneavoastră exact acesta este, să lăsăm pe Dumnezeu să ne facă El dreptate. Să lăsăm pe Dumnezeu să pună El, că El cum face, El face bine, noi putem face în funcție de mintea noastră. Dacă când El face ceva, El face bine. El este acela, și asta îmi place mult, El e acela care a restaurat viața lui Iefta, El este acela care l-a readus în Israel, El este acela care a dat o poziție de conducere, El este acela care l-a îmbrăcat pe Iefta cu Duhul Domnului. Dumnezeu i-a restaurat viața lui Iefta și eu cred că Dumnezeul nostru în continuare face asta astăzi. În fața dumneavoastră stă un om care până la 18 ani s-a distrus cu tot ceea ce înseamnă păcat. Dar Dumnezeu când a intrat în viața mea, mi-a restaurat viața. Mi-a schimbat mintea, mi-a schimbat comportamentul, mi-a schimbat dorințele, mi-a schimbat direcția vieții. El restaurează vieți. A făcut-o și în viața dumneavoastră și o va face și în viața multor oameni pe care noi poate încă astăzi nu-i cunoaștem. Dumnezeul nostru restaurează, slăvit să fie El în veci. De aceea, prin orice trecem, să căutăm să nu ne răzbunăm noi singuri, să nu căutăm să ne facem noi dreptate mânați de firea noastră, ci să lăsăm pe El să rezolve acele situații. A patra lecție pe care o învățăm din acest pasaj, eu nu v-am citit tot pasajul, dar o să mă raportez și la el. Asta e a patra lecție. În abordarea conflictelor
este, și-aș spune, mare nevoie de înțelepciune. Vedeți, mie îmi place foarte mult de Iefta că, eu nu v-am mai citit noastră, dar el inițiază un dialog cu împăratul fiilor lui Amon. Și îmi place tare mult că omul acesta are înțelepciune în felul în care administrează acest conflict cu împăratul ăla. Împăratul ăla voia să ia niște teritorii care nu erau ale lui. Și eu m-am mirat când am citit pasajul. Iefta era un om viteaz. Păi, în mod normal, dacă te știi că ești viteaz, nu mai stai la discuții. Iei sabia și te duci să-i dai lui ăla cu sabia în cap, nu? Însă interesant este că Scriptura spune că Iefta a trimis niște soli și a purtat o discuție cu împăratul fiilor lui Amon și el spune trei lucruri acolo. Aduce argumentul istoric, zice, cetățile astea nu sunt ale tale, sunt ale lui Israel, de 300 de ani sunt ale lui Israel. N-am de ce să ți le dau. Apoi aduce argument teologic și spune acelui împărat, zice, Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat. Cum să ți le iei tu? Uite, uitați ce spune Scriptura. Și acum când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriți înaintea poporului său Israel, tu să le stăpânești țara? Oare ce îți dă în stăpânire Dumnezeul tău Chemoș nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Dar apoi aduce un nou argument, un argument demografic și spune de 300 de ani suntem aici. Dumnezeu ne-a dat aceste ținuturi, nu avem cum să ți le dăm înapoi. Mi-a plăcut foarte mult că omul acesta, înainte să pornească cu bâta și cu sabia, a vrut să poartă o discuție bazată pe argumente. Și tare important ca în situații și în conflictele din viața de zi cu zi să poți să aduci niște argumente și să nu sar cu tot felul de atacuri, să nu ai o limbă otrăvită, să ai argumente când vorbești. Omul ăsta asta a folosit, a folosit puterea argumentului. Acum vreau să vă spun noastră ceva important. Chiar dacă veți fi oameni înțelepți și veți avea argumente puternice atunci când sunteți într-un conflict sau într-o discuție, știți că nu toți oamenii vor asculta. După toată această pledoarie pe care Iefta o aduce în fața acestui împărat, știți ce spune versetul 28? Vreau te rog să-l pui, versetul 28. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spun. Și după ce n-a ascultat, atunci a mers la război Iefta. Dar omul ăsta a încercat să câștige războiul sau să evite războiul pe baza diplomației. Domnul să ne ajute și pe noi să fim oameni înțelepți și să înțelegem că în abordarea conflictelor avem nevoie de înțelepciune. Al patrulea lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta. Al cincelea, da? Faptul că Duhul Sfânt este alături de tine sau este în tine sau este peste tine nu înseamnă că nu poți face greșeli. Cuvântul Domnului spune că Duhul Domnului a venit peste Iefta și Iefta a făcut apoi o juruință Domnului. Și vreau să fiți foarte atenți ce juruință face Iefta. Iefta zice așa, Doamne, dacă Tu îmi dai biruință în lupta asta care stă înainte, eu îți promit că prima persoană care îmi iese în cale când mă întorc acasă, eu o aduc ca jertfă. Dumneavoastră, vi se pare ciudat ce face omul ăsta aici? Adică el vine înaintea lui Dumnezeu cu promisiunea să-i aducă o jertfă umană. Dumnezeu interzisese asta în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, și Dumnezeu le-a spus în felul următor, dacă vreun om pe pământul ăsta va face așa ceva, să aducă o jertfă omenească, eu îl voi nimici pe omul acela și îl voi nimici și familia acelui om ca să fie stârpită de pe pământul acesta. Știți ce este ciudat, extrem de ciudat? În prima parte a versetului se spune că Duhul Domnului a venit peste Iefta și câteva cuvinte mai încolo se vorbește despre această juriință pe care Iefta a făcut-o. Știți ce ne spune de fapt pasajul acesta? Că putem avea Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și totuși să facem prostii extrem de mari. Putem să fim copiii lui Dumnezeu și totuși acțiunile noastre câteodată să fie total lipsite de aprobarea lui Dumnezeu. Faptul că Duhul lui Dumnezeu este în viața mea, asta nu înseamnă că eu nu greșesc. Duhul lui Dumnezeu nu mă depersonalizează.
Duhul lui Dumnezeu nu mă face cumva imun la orice impuls păcătos al firii pământești, ci Duhul lui Dumnezeu cooperează împreună cu voința mea ca să înfăptuiască voia și planul lui Dumnezeu. Dar iată că există momente în care oamenii lui Dumnezeu fac prostii extrem de mari. Știți că de multe ori văd pe unii frați și unele surori care se uită la o greșeală pe care a făcut-o unul sau altul și zic, ăsta, Doamne, sigur nu-i mântuit. Că dacă era mântuit, dacă avea Duhul lui Dumnezeu în viața lui, sigur nu făcea greșeala asta. Vreau să vă mai aduc aminte de un lucru foarte ciudat. Biblia spune că Samson se ducea să se căsătorească cu una de la neamuri, cu o filisteancă. Și în drum a ieșit un leu. Asta spune Biblia că s-a întâmplat. Știți ce spune versetul următor? Duhul Domnului a venit peste Samson, a luat leul și l-a rupt în două. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, scria în Biblie că n-are voie să se ducă Samson să se căsătorească cu femei de la neamuri? Scria asta. Dar ce-o fi înțeles Samson în momentul în care a venit leu în față, el se ducea la filisteancă, Duhul Domnului a venit peste el și a rupt leu în două. Mă, înseamnă că Dumnezeu îmi dă voie! Că dacă Dumnezeu nu era cu mine în direcția asta în care merg, nu venea Duhul Domnului peste mine. Vedeți, faptul că avem o experiență spirituală, asta nu înseamnă că Dumnezeu aprobă acțiunile pe care noi le facem. Faptul că avem Duhul lui Dumnezeu în viața noastră nu înseamnă că El aprobă toate acțiunile pe care noi le facem. De aceea trebuie să supunem tot ceea ce facem cuvântul lui Dumnezeu. Următorul lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta, al șaselea, dacă nu mă înșel, Dumnezeu nu trebuie îmbunat prin juruințele noastre. Asta e de multe ori concepția noastră. Dumneavoastră, de ce credeți că Iefta a făcut această juruință? Dacă vei da pe acest popor în mâinile mele, dacă îmi vei da biruință, îți voi aduce ca jertfă prima persoană care iese în calea mea din casă. Știți de ce? Pentru că el a crezut că îl poate îmbuna pe Dumnezeu prin acea jertfă sau acea promisiune să împlinească ceea ce el cere. Și am stat și m-am gândit, de ce nevoie mai avea Iefta de această juruință sau de această promisiune făcută din moment ce el fusese deja îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu? Prin faptul că fusese îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, aia era atestarea clară a faptului că Dumnezeu este cu el. Nu mai avea nevoie să facă juruințe. Vedeți, de multe ori în direcția aceasta a juruințelor, de aici se naște legalismul. Noi avem impresia că îl îmbunăm pe Dumnezeu cu anumite juruințe pe care noi le facem. Și asta e o mentalitate greșită. În Dumnezeu nu este schimbare și nici umbră de schimbare, spune Scriptura. Ce a hotărât El, întotdeauna se face. Noi nu trebuie să avem această percepție că prin juruințele sau promisiunile așa pe care noi le luăm, cumva îl îmbunăm pe Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva. El n-a avut Iefta niciun motiv să facă asta. Spuneți-mi dumneavoastră, dintre toți judecătorii despre care noi am vorbit prin acum din istoria lui Israel, când Dumnezeu le-a promis că le dă biruință într-o luptă și când Dumnezeu i-a îmbrăcat cu Duhul Domnului pentru o luptă, n-a făcut Dumnezeu ce a promis în dreptul lor că le-a dat izbăvire? Ba da! Ați mai citit dumneavoastră la vreunul dintre acei judecători că au trebuit să facă juruințe de natură sau de alta înaintea lui Dumnezeu? N-au mai făcut. Aici e greșeala lui Iefta. Că el a crezut că îl îmbunează pe Dumnezeu sau că atrage favorul lui Dumnezeu prin juruința aceea pe care o face. Și a gândit greșit. Asta e o gândire legalistă. Asta nu e o gândire scripturală. Biblia vorbește despre juruințe, dar vorbește într-un cu totul și cu totul alt sens. Nu sensul acesta. De aceea aș vrea ca niciunul dintre noi să nu cadă în capcana asta să creadă că îl poate îmbuna pe Dumnezeu cu anumite lucruri pe care îi le promite lui Dumnezeu. Sună ca un fel de târguială cu Dumnezeu. Și nu cred că găsim suport biblic în privința aceasta. Următorul lucru pe care îl înțelegem din pasaj. Juruințele trebuie să fie biblice. Vedeți, omul acesta este foarte ciudat, Iefta, din acest punct de vedere, pentru că știți ce face el de fapt? El face o juruință și era biblic. Scriptura vorbește în Deuteronom despre a face juruințe.
Dar nu cu scopul de a-L îmbuna pe Dumnezeu, ci cu totul și cu totul alt scop. El face juruințe Domnului și el de fapt vorbește și pune foarte mult accent pe respectarea acelei juruințe. Însă, pe de altă parte, el nu ține cont că la nucleu acea juruință nu era biblică, în sensul că Dumnezeu interzicea tot ceea ce înseamnă jertfă umană. Singurii care aduceau acele jertfe umane erau chiar amoniții cu care, ironic, el era la luptă, și oamenii ăștia îi aduceau ca jertfă pentru Moloch, spune Scriptura. Și Dumnezeu interzisese, zice, voi să nu mi-aduceți ca jertfă decât animale, nu cumva să mi-aduceți vieți omenești, pentru că viața este sacră, numai Dumnezeu care dă viața are dreptul să o și ia. Nu aveau ei dreptul ca și oameni să facă lucrul acesta. Deși în contextul cananit, unde el petrecuse mult timp, se pare că se făcea asta. Vedeți că orice juruință pe care noi o facem, ea trebuie să aibă un suport biblic. În dreptul lui Iefta, juruința făcută nu avea niciun suport biblic. Și din contră, era de condamnat ceea ce el a făcut. Juruința aceasta era de condamnat. Și acum, eu cred că aici putem întâlni o categorie de oameni prezentă în poporul lui Dumnezeu. Știți care? Categoria oamenilor care exacerbează anumite lucruri din cuvântul lui Dumnezeu și care ignoră cu desăvârșire alte lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Ce face Iefta de fapt? El exacerbează sau exagerează sau el maximizează juruința și ținerea juruinței. Uitați ce spune el fetei lui. Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce. În Biblie spunea că dacă ai făcut o juruință Domnului, să pui mâna soții. Dar premisa de la care pornise Moise, inspirat de Duhul Domnului când a scris lucrul acela, era că acea juruință era biblică și plăcută înaintea lui Dumnezeu. El exacerbează partea aceasta și zice, dacă așa zice Biblia, așa trebuie să facem. Dar problema este că ignoră partea cealaltă în care Biblia spune să nu aduci jertfe umane. Acum vreau să trecem la noi, să vedem aplicația practică pentru noi. Vă regăsiți într-o măsură mai mică sau mai mare în situația lui Iefta, adică să exacerbați anumite porunci din cuvântul lui Dumnezeu. Să spuneți, asta e foarte important, asta nu trebuie să renunțăm niciodată la ele. Și să ignorați alte porunci din cuvântul lui Dumnezeu, exact asta a făcut el. A exacerbat importanța juruinței și aducerii la împlinirea juruinței și a ignorat cu desăvârșire cealaltă parte a cuvântului Dumnezeu care zicea nu adu jertfă umană. Frații mei, surorile mele, eu cred că toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu și cred că noi trebuie să ținem cont de toată Scriptura. Nu trebuie să punem preț doar pe anumite pasaje din Scriptură, să le ignorăm pe altele, ci trebuie să luăm Scriptura într-un mod complet, într-un mod plenar, să o facem să fie vie în viața noastră. Și ultimul lucru și închei, al optulea, este că ceea ce privești îți remodelează și restructurează mintea. Și vreau să vă explic la ce mă refer. Când am citit pasajul, m-am tot gândit acasă cum s-a născut în mintea lui gândul ăsta de a-și aduce pe prima persoană care iese în cale de a o aduce ca jertfă. De unde a venit gândul ăsta? Deci ce am citit apoi? Că Dumnezeu îți vorbește tot prin Scriptură. Uitați ce spune Biblia. Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătăi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. Știți unde era țara Tob? Fix pe teritoriul amonit. Știți ce practicau oamenii din țara Tob? Jertfele umane. În perioada asta de timp, până când el să se reîntoarcă înapoi în Galad, el a locuit în mijlocul unor oameni care practicau și vorbeau așa, în mod ușuratic, adică era ceva normal pentru ei, jertfirea unor oameni, pentru Moloch. El a privit și a trăit acolo, în contextul acela păgân. Știți ce s-a întâmplat? Mintea lui a fost remodelată și restructurată în așa fel încât ceea ce vedea acolo să îi se pară normal. Și când s-a întors în Israel și a devenit căpetenie,
cu mintea lui, deja influențată de ceea ce văzuse în țara aceea, s-a aruncat în această promisiune. Îți voi aduce ca jertfă umană pe prima persoană care va ieși în fața mea. Știți cât de mult m-a cercetat lucrul acesta și cât de mult m-a făcut să reflect că ceea ce văd și contextul în care umblu e ceea ce îmi remodelează mintea și mi-o restructurează în așa fel, atenție, încât ajung să accept ceea ce este păcătos și să ignor ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aplicația pentru noi. De ceva timp eu am renunțat să mai mă uit la filme. Nu cer nimănui să facă lucrul ăsta, dar de ceva timp am renunțat să mai mă uit la filme, am renunțat să mai petrec, nu știu, timp pe rețelele sociale, am renunțat să mai citesc ziare cu tot felul de știri din lume. Știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că în modul acesta, cel rău și astăzi ne remodelează mintea și ne-o restructurează în așa fel încât să acceptăm păcatul, deși cuvântul lui Dumnezeu spunea ceva. Vă dau un exemplu, sunt persoane care citesc ziarele și acolo citești, cu tare vedetă a divorțat, cu tare vedetă a fost prinsă înșelând pe nu știu cine cu nu știu cine, cu tare nu știu care zice că e ok să faci schimbare de sex. Eu am văzut persoane care au tot creștine, care au tot citit știrile astea despre divorț. În mintea lor s-a impregnat puternic ideea asta de divorț și tratează cu foarte mare ușurătate chiar în poporul lui Dumnezeu divorțul, pe baza faptului că mintea lor a fost schimbată. Ele nu mai gândesc aceste persoane așa cum spune Scriptura. Eu urăsc divorțul în căsătorie, spune Dumnezeu. Eu urăsc despărțirea, da? Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Și pentru că ne hrănim cu atât de multe lucruri din mass media, din cinematografie, ce vedem în toate filmele pe care le vedem? Vă spun eu, m-am uitat la un film, filmul ăla se numea Superman vs. Batman, ceva de genul era. M-am uitat acum mult timp. Mi-a atras atenția un lucru, că să vedeți pe Satana cât de șirece. În filmul acela, unul dintre actori spunea, pentru câteva secunde, zice, Dumnezeu nu există. Zicea el așa, dacă există și nu face nimic ca să schimbe rău, înseamnă că e un Dumnezeu rău. Dar dacă totuși are puterea să facă asta și nu o face, ori e nepăsător, ori nu există. Milioane de oameni s-au uitat la filmul acela și au preluat informația aia de acolo, pentru că prin mass media, prin cinematografie, prin Instagram, prin Facebook, mintea noastră este atacată și remodelată să nu mai gândească conform cuvântului lui Dumnezeu, ci să gândească conform tiparelor lumii. Sfatul meu pentru dumneavoastră, că vreau să spun asta, sfatul meu pentru dumneavoastră este să, dacă aveți puterea să faceți asta, să închideți tot ce înseamnă rețea socială, să petreceți cât mai mult timp în fața industriei cinematografice și cât mai mult timp în cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit atâtea experiențe și lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut cu oamenii lui. Și știți ce se spune chiar și în bisericile pentecostale și în cele baptiste? Că astăzi nu mai vedem puterea lui Dumnezeu cum o vedeau ei în urmă cu ceva timp. Și asta eu și m-am uitat acasă, oare de ce atunci se vedea puterea lui Dumnezeu? De ce se vindecau bolnavii la rugăciuni în biserică? Exact ca pe vremea Domnului Iisus. De ce se pocăiau oamenii, doar veneau și se puneau acolo și Duhul Dumnezeu îi cerceta și se pocăiau? Știți ce mi-am dat eu seama? Mi-am dat seama că în trecut, pentru că nu exista acces la filme, nu exista acces la industria aceasta a mass media, nu existau rețele sociale, oamenii ia petreceau mult timp în prezența lui Dumnezeu. Ia să vă tai dumneavoastră acum și televizorul și telefonul și tot și rămâneți doar cu Biblia. Cum credeți că sunteți la finalul zilei? Mai pocăiți sau mai nepocăiți? Păi eu zic că mai pocăiți, că te umpli cu ceea ce spune Dumnezeu. Dar iată că astăzi toate aceste lucruri încep să ne atingă viața și să ne remodeleze și să ne restructureze mintea. Și ne trezim în pericolul în care s-a trezit și Iefta. De aceea sfatul meu practic pentru fiecare dintre noastre, ca să nu ajungeți unde a ajuns Iefta, cât mai mult timp lângă cuvântul lui Dumnezeu și cât mai departe și cât mai puțin timp cu toate acele lucruri. Domnul să ne ajute și cuvântul lui să rămână în noi.